Gata, domnilor. În 10 minute o las ca nouă. Faină mașină. Ți-ai mulțumit cămașa? De ce nu-ți îmbraci dumneata salopeta zi așa? Păi n-am. Păi nu vede de aici, de la atelier? Numai lufane, că mie și eu nu lucrez așa. Credeți că și eu sunt de aici? Nu. M-a rugat Fane să-l ajut așa, când trage tare. Și dumneata unde lucrezi? Păi nicăieri. De fapt, mă pregătisem pentru admitere. Am căzut, am lucrat un timp la metrom. Ai dat la facultate? La Politehnică. Nu mai spune. Vrei să faci inginer? Anul ăsta, și anul ăsta așa cu 2 ani. Pe cuvântul meu, cred că eu n-am noroc decât la cărți. Joci, și în seara asta era vorba, dar m-a rugat Fane să vin să-l ajut și am venit. Bun băiat, domnul Fane. Am dat examen împreună. Și am picat împreună. El a renunțat, dar eu o să mai încerc la anul. Asta e viața, domnule Vaga. Important este că dumneata ești un băiat inteligent. Pe ce am să zici? Nu-ți vine să crezi, nu? Ba, cred. Mi-a vorbit Emil de dumneavoastră. Îl cunoști? Hai să fumăm o țigară. Vine toamna, domnule Vaga. Uite că noaptea de acum răcoare. Dimineața. Aici, la Brașov, una, două se face dimineața. Vreau să zic că ești prieten cu Emil. Abundan Valeriu, zis Valea, aici locuiește. Aici? De ce sunt? Chemați-vă, vă rog. Dar ce s-a întâmplat? Vale, mamă, pe tine te caută. Nu-i departe. Aici, la Cireșeni, vreo 12 km. Nu mă bat din drumul plătesc meu spre cât faci, mai. Dacă nu mă lăsa. Zic de așa, nu. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și noroc. Te rog, ca pe sufletul meu, te rog, nu mai am nimeni. Cât faci, atâta plătesc. Cât vrei, dumneata, copile, nu mă lăsa. Nu vrea nimeni să mă ia acolo. Că dai. Hai, urc. Băiatul dumneavoastră. Petrescu Mihai. Matarești, mă. Că-ți dat telefonul de aici, la noi, la Gheoșești, la primărie. Ca să venim repede. De ce? Petrescu. Da, Petrescu Mihai. Ce cu el? Thank you.
mama? Haideți. Mihaiță, mamă! Mihaiță! Ceilalți doi scapă. I-a luat salvarea, dar el... Mihaiță! S-a băgat să închide ventilul. Altfel săream cu toate cazale în aer. Dragul meu! A intrat să ne scape și uite-ne cazul. Dragul meu! O să semnați un proces verbal despre ce s-a întâmplat. Eu nu sunt... Mihaiță! Ce a făcut băiatul ăsta pentru noi? Tinerețile lui. Directorul tehnic Prodan. Zic să o luați pe mama. Îi face rău. Ești fratele dumneata. Eu... Un erou, Petrescu. Dar nu-i momentul să vă spun despre asta acum. Am luat un drum. Eram în drum spre București. M-a rugat femeia să o aduc până aici. Scuzați. Cine a venit la București? Pare rău că așa de dimineață. Cine-i? Eu, Vali. Ce faci, Liv? Nu te recunoaște. Nelu. Mulțumesc. Nu trebuia să te deranjezi, are și el. Nelu! Hai, intră, nu stă în ușă.
Nu mai recunoști, Liviu? Dar cine e? Când ai venit, mă? Acum am sosit. Cu acceleratul de 6? Nu, cu motocicleta unui prieten. Mi-a dat-o să-i fac rodaș. De ce, tu știi să umpli cu motocicleta? Măcar atâta lucru să fi învățat și eu. Trei ani la o fabrică de motociclete. Liviu! O să întârzi mereu. Liviu, nu ți-ai băut laptele, trece în bucătărie. Frate, tu, bă, ce te uiți așa? Fratele de la Brașov. Du-te, te rog. Păi, înseamnă că ai plecat azi noapte. Voiam să te prind înainte să pleci tu la... Păi, intră în baie și te speli. Sau poți să te culci dacă ești obosit. Nu. Cum vrei. Ori vii să vorbim pe stradă. Mai bine. Marga, fă-i și lui o cafea. Da. Cât e ceas? 7:20. Când te întorci la Brașov? Ori mai rămâi? Nu, după ce vorbesc cu tine, plec. Nu vă deranjez cu nimic. Tată, dar ce s-a întâmplat? Ia vină cu așa. Am foarte mare nevoie să mă ajut, tată. Altfel nu te deranjam. Păi dacă nu spui ce s-a întâmplat, cum o să te ajut? Hai să întârzi la lucru, tată. E cam mult. Nu-i treaba ta dacă o să întârzi sau nu. Tu să-mi răspunzi la ce te întreb. Dacă o fi nevoie să spuneți că în 15 și 16 am fost la voi. Luna trecută? Mă, mie să spui ce ai pățit, că ți-ar dorua, bă, nu te vezi, auzi? Ce-ți mă joc de mine? Cum o să spui că ai fost la noi când tu n-ai mergat aici de un an? Și atunci ce? Ai stat în ceași? Hai să-mi dezgrupă morții, tata. Unde ești, crimiera? Nu știu. Auzi. Spune-mi, tu anul ăsta mergi la școală, ta? Da. Da. Ce vrea? Crimiera. Ba, nu-i așa? Iar. Ca anul trecut. Și tu iar o să-i dai. Gura. Ca și de unde. Liviu, te cheamă mama. Dă-mi, te rog, și mie o țigară. Pele mele le-am terminat. Am niște prieteni la Brașov care au făcut o mare măgărie. Au intrat într-o mașină străină, erau beți, și au zis la miliție că aș fi fost înțeles și eu cu ei. Ceea ce nu-i adevărat. Nu puteam să fiu cu ei în noaptea aia, dacă eu eram aici, la București. I-a prins cu niște lucruri din mașină. Nenorocitule. N-am zis că n-am fost cu ei. Ce vrei să mă jur? Dacă ți-era rușine să rămâi muncitor în fabrică la Brașov, când alții fac facultate și tu nici n-ai intrat, puteai să fii aici, la București, nu te cunoaște nimeni. La voi? Îți găseam o cameră, la gazdă sau la cămin, doar nu scădeau galoanele. Te calificai ca lumea 6 luni. Și cât câștigam? Mie la anii tăi. Da, alte vremuri, nu le amestecam. Eu m-am săturat să tot n-am. Tot n-am. Niciodată n-am avut nimic. 10 ani ți-am trimis prin poște pensie alimentară, câte 600 lei pe lună. Din câștigul meu de magazioner. Tu știi cât aduceam eu acasă, aici, la ai mei?
Atunci cum spui că n-ai avut? Să fi avut un tată vitreg și tot. Da, dar nu putea să țin viitor prin poștă. Și tot eu. Dacă maică ta... Las-o pe mama, pace, tată. Eu am lucrat 20 de ani cu valori și cu gestiune și niciodată, eu, numele meu n-a fost niciodată. Te lăudai cu 3 luni lui maică ta, că tu câștigi de 3 ori mai mult ca mine. Crezi că nu știu? Nici nosule. Dacă vrei să știi, acum 3 luni câștigam și de 4 ori cât tine. Nu te supăr. Și n-aveam 20 de ani de muncă. Nu lucram deloc. Atunci cu ce câștigai, mă, cu bișnița? Lasă asta. Acum îți spun drept, n-am un ban. Adică am cât un pachet de țigări. Trebuie să vin să te rog să mă ajuți. Să spui că în 15-16 am fost aici la voi. Că veni timp 14 seara. Eu nu te-am băgat niciodată. Să faci ceva anume pentru mine. Nu. Tu ai avut viața ta. Voi acolo, voi aici. Asta e ce spune. Nu o să reproșez. Dacă nu dovedesc că n-am fost în Brașov în 15-16, vă judec. Marți dimineață. Luni trebuie să fiu acolo, dar m-aș întoarce acolo. Și eu, dacă... Să... Fără să știe ea. 50 de lei de tren. Ți-ai trimit luni înapoi, că am de primit bani. Păi... Păi n-ai venit cu... Motocicleta am să o las aici. Unde? Unde? Păi cu ei, bă, motocicleta? Nu știu. Cum o știi, mă? Tu ai trece, nu știu. Trebuia să ajung la București? Și am ajuns. Ce mai? M-am împiedicat și era să rup scaun, uite. M-am împiedicat. Anul trecut al semestru ăsta avea scodița cu Volkswagen la anul elicopter, a? Te-a găsit pe tine, pane, fraier, să-i faci mașina ca altă. Măcar... Măcar și-a luat și domnișorul, bănișorul. Dar ce-ți pasă, că doamna din dintr-al tău? Ce să-i spun? Cui? Directorul. Mă, fane, tu ești băiat de treabă, dar în viața mea nu te băga. Eu am venit să-ți dau o mână de ajutor. Cu ce m-ai învățat în meserie, ce mai știam și-o dinainte de la uzină? Aia, un om deștept trebuie să se descurce. Dacă eu nu-mi deștept. Adică tu? Da, eu. O să vin într-o zi, fane, cu mașina mea, aici la atelier, la reparat. Poate bine, și dacă trebuie, ți-o fac. Asta e. Că eu n-aș suporta ca tu, fostul meu coleg, să vii la mine cu mașina la reparat, eu ți-o fac într-o noapte și tu să mă bați pe umăr. Nu-s făcut pentru așa ceva. Semnați declarația. Și motocicleta n-ați văzut-o? Nu, că eu n-am fost jos. A venit și a sunat. Mi-a spus că a fost la film și că îl așteptă pe taică-su să vie. A rămas cu copilul și când am venit eu, i-a luat de noi. Și am și deschis șifonierul, banii ciumbei. Numai chitanța asta a luat 400 cu împrumut. Apropo, t-auzi? Hoț, hoț!
Locotenent Anastasie. Înțeles să trăiți. Alo, dacă vreți să verificați pe lista Brașovului, astăzi n-au vreo motocicletă dispărută? Cum? Ce nume? Doriți mai dulce, mai amară? Tovarășul, ce faceți? Dormiți? Nu. Păi văd că... țineți ochii închiși. Yoga? Ce nu știi? Închizi ochii, privești la un punct imaginar și asta contează mai mult decât 56.000 de ore de somn bun. Nu mă crezi? Aș cerut o cafea. Și un coniac mic. Și un coniac mic. Dar zic, cafea mai dulce, mai amar? Mai... așa, așa, așa. Ce-i cu pustietatea asta pe aici, pe la dumneavoastră? Păi e cald. Merg în spate, la grădină. Aveți și grădină? În spate, prin curte. Se poate și pe aici. Nu sunteți din București? Ba da. Stau în Balta Albă. Dar nu știam că aveți grădină. Ce te miră? Din iunie avem. Mișon. Cum ieri își pui și eu pe telefon. Două, frate, o dată. Mai ales azi, că ați văzut ce cald a fost. Nu știu. Nu știu că am venit de la Sinaia acolo, bătea vântul. Foarte cald, mai cald ca în august. Și mea ta de ce nu servești la grădină? Pentru că am azi schimb înăuntru. Dar dacă tot n-ai client, de ce nu stai jos? Nu, că n-am voie. De ce te vede? Neagică. O spătar. Primul tău lăsă nu ești ospătar? Nu, noi suntem elevi la școală, facem practică. Ce școală? De ospătar. Există așa ceva? Păi sigur, că la altfel cum. Și vara faceți practică aici, în București? A, nu, majoritatea pe litoral. Mama aia, Neptun. Și noi doi era vorba să... Da. Mai îmi dai un coniac? Cu plăcere, dar nu vie cald. Mai bine vă serveam de la început cu o bere. Bine să arăși la grădină. Dă-mi mâine, că mâine am liber. Ce vă uitați așa? Auzi. Și atunci mâine ce faci? Merg la strand. Zo? Să. Știi ce? Eu noaptea să mă duceam la Brașov. Dar n-am treabă decât luni. Hai cu mine la mare. Unde? La mare. La mama aia. Vii? Hai! Gata, am ajuns. Bine ați venit la noi pe litoral. Măi, să știi că eu nu glumesc. Spune, vii? Acum, imediat, imediat? Da, uite, acum... 3 ore suntem acolo, dimineața facem plajă și seara ne întoarcem înapoi. Până la cât ai treabă azi? Până pe la 11. Ha? Cine mai merge acolo la mare? S-a închis și sezonul. Ați glumit. Măi, e cald. În București strandurile sunt deschise. De ce nu ar fi cald și la mare? Ai nu te luat după calendar, vii? Imposibil. Ce e imposibil? Uite fizica. După legile ei, cărbușul zice că i-ar fi imposibil să zboare. Dar practic cărbușul zboară? Zboară. Păi vezi.
Ce e imposibil? Păi atunci pentru că nu vreau eu. Că are sau nu are legătură cu fizica. Nu cu fizica, cu logica. Spre exemplu, dacă ai fi vrut să vii, până la cât ai fi avut treabă? Până la 11. Dar să nu mai citați că nu merg asta. Sunteți student? Am terminat. Anul ăsta. La teatru. De ce la teatru? Cred că sunteți foarte fotogenic. Termin la Politehnică. Siderurgie. Metale. A, Politehnică. Inginer. Inginer. Aproape inginer. Cu motocicleta mergeți? Am mai fost. La mare? Nu, zic cu motocicleta. O să vestim frumos. S-a spus și la radio. Eu nu ți-am spus eu. S-a întors vara înapoi. La mare, la mama, trebuie să facem și noi practică. Dar ne ținut aici toată vara. Păcat. Păi aia cu cum e. Dacă îi apare ce, nici nu facem baie. Păi, nici nu mă cunoaște. Vale. Anișoară. Ai văzut? Asta-i tot. Și acum hai să spunem că ne cunoaștem de foarte de mult. Ei? Sunteți tare glumeți. Fiecare zi ne batem joc de păsări, de iubire și de mare. Și nu băgăm de seamă că în loc rămânem de sperare. Ți-a dat sol mecascăi. Da, nu vin, cum a să vin, am glumit. De ce ai glumit? Ai ceva de plăi? Nu. Da, ai nevoie pe motocicletă. Are mare cica pe vorul aia. De cât trebuie să faci asta? Care 63? Păi tot, da, 63. N-ai spus tu, bă, că de 63? Dar de unde? 64. Scrie și în comandă. Atunci de ce mă minți, mă, așa de la obraz? Ia să plai aici. Am băut o bure. Oprești trumbul și pleci acum acasă imediat. Aici e uzină, nu-i parte noapte. Foarte bine. Foarte bine, opresc trumbul și plec. Ce crezi? Poftim! S-ai pus obrază pentru el, că se face om pe băiat bun? A câta oară se întâmplă asta? Astea, cât este de 63, le plătiți amândoi. Din buzunar. Și ce strige așa, domn? E ce nenorocire s-a întâmplat? Și să știi că dacă eu plec acum, pe mine nu mai mă vezi pe aici. Că doar nu reține cu forța. Aici e muncă, nu-i distracție. Ia mai lăsați-mă. Și acum vreți să vă retrageți plângerea, nu-i așa? Mă rog, e dreptul dumneavoastră. Dar eu, tovarășa Brudan, am să vă vorbesc foarte deschis. Circumscripția nu va fi îndrumată aici la noi, la Inspectoratul General al Miliției. La care a fost vorba numai de o neînțelegere de câteva stădere. Iar motocicleta? Da.
Ei, măcar pentru asta. Chiar dacă n-am fi aflat în după amiaza asta, cine e cel care circulă cu motocicleta furată din Brașov? Vă rog să mă credeți. Era o chestiune de rutină. În cel mult 24 de ore, era reținut. Un copil. Un copil, dragi colonel, fără minte. El niciodată n-a mai... Dumneavoastră, știți că la Brașov e în cercetarea miliției pentru fur dintr-o mașină? N-a fost, pentru că atunci când s-a întâmplat cu mașina, el era aici la noi, în București, 15-16 august. Vă să zic că știți de povestea de la Brașov. Dragi colonel, vă rog să mă înțelegeți, dragi colonel. Crezi că numai cu maică-sa la Brașov. El este... are un fond bun. Mi-a spus dimineața tot, plângă, mi-a spus. S-a și jurat că nu e amestecat. În ziua în care prietenii fiului dumneavoastră au fost reținuți pentru furt, Dinu Arsenescu, un ex-proc foarte periculos, a dispărut de la domiciliul din Brașov. De ce? Dacă fiul dumneavoastră este încă în legătură cu Arsenescu. Poate chiar legătura lui. Te frig? Nu, vântul. Coboară-te, rog. Ce cheie e aia? Am pierdut-o pe aia original. Auzi? Dacă ne oprește vreun milițian, spui că te-am luat în drum. E, cum o să? Spui și tu acolo ceva. Dar de ce? Ce vrei să ne amendeze pe amândoi? Eu fiindcă miros pe alcool, tu... S-a stricat? Nu. Facem mofturi. O motocicletă, două motociclete. E de sex feminin. La Constanța peste cât timp ajunge? Să trecem noi Dunăre. La Călăraș. Cu Bacu. Cu ce trecem? Cu Bacu. Cum era cu câțiva ani la Vadoi. Înainte de a face podul. N-ai văzut? Un ponton care te trece dincolo. Răsăritul prindem la mama aia pe plajă. Cur? Hai! Ce accident? No, ăștia cu ea se ulor. În ceva? Unul și patru transportă strugurii de la Ostru. Am ordin clar până la orele 4. Uitați-vă că scrie clar acolo. S-a anunțat și la radio. Și cine răspunde de treaba? Nu mai insistați. La ora asta circul un singur bac, puteți să mă dați la ziar. Poți să știu și eu cum te chezi. Vă rog să nu mă țineți în loc. Să-mi spuneți cum vă numiți. Spuneți-mi cum vă numiți dumneavoastră. Plăcerea mea, Glăman mă cheamă. Enache, dă-i drumul în mine. Ce puneam o rugăminte? Partenie, vino să-l tractezi. Eu n-am mașină, eu am motocicletă. Hai! Nimic, nici nu simt să fac cu vostru. Partenie, vino aici. La Mamaia, te rog. Păi dacă mergi la Mamaia, ce cauți pe aici? N-ai drum pe la Badoi? De la București vii. Da. Cunoaștem. Nu ține, mă trage în piept. Zău că trebuie să ajung. De două nopți n-am dormit. Exact de două nopți n-am dormit nici eu. Și motocicleta nu urci, că ți-o arunc în Dunăre. Dacă n-ai știut ce e aia lege, hai să vezi aici. Niciodată nu-i prea târziu.
Să auzim de bine. Câți ani are inginerul ăsta? Vreo 27, dar i-a dat naibii. Ce face asta, te sperie. Director tehnic l-au pus. Îl ține Lozoveanu. Directorul al mare. Ăla-i tartorul. Ăsta nu mănâncă, nu doarme, dar merge treaba că te ia mețeala. Au plan mare la export. Frumos la Mamaia, dar nu acum. Studență, el, da, a terminat. Și am un băiat, inginer, de seama lui. Și eu sunt tot inginer. Dar n-am terminat de tot. Mi-au aprobat prin ambasada mâna de studii în Suedia. Păi cum? Păi de așa că trebuie să-mi dau doctoratul acolo. A, ești doctor? Nu, specialist în siderurgie. Oțel. Acolo se face cel mai bun oțel din lume. De-aia îl rugam să-mi pună motocicleta și mie pe bac. Cam o întâlnire la Mamaia la ora 6 cu delegație de suedezi. Și știi cum erai? Ai spus 6? Ora 6. E 6. Dacă e 6 și 1 minut, gata, nu mai e cuvânt în fața lor. Ce ai spui? Zona. Ai naibii suedezi. Dacă tot trebuie să pierdem vremea vreo 3 ore, măcar hai să bem ceva. Parcă era un restaurant. E închis. M-am uitat. Și apoi chiar dumneavoastră ați că vă vede un milițian. Ce tot arme cu dumneavoastră? Ia bate palma aici. Să fim pierdut, tu? Tu? Dincolo e Dobrogea? Da. Și pe urmă Marea? Ați mai fost pe aici? Alo. Ai mai fost pe aici? Așa. Anul trecut cu o colegă. A ieșit cu cântec mare. Era smansor. Trebuie să spun? Teribil ce chef am să fac o baie. Acum noapte? Acum noapte. Și dacă e rece? Ei și? Jos lângă pămâie. S-ar putea. Mai bine să rămâne cineva la motocicletă. Atunci de ce a zis Mircea că ai dat geaca cu 800? Cine e bun? Dar 600, am cerut 600, mi-a dat, uite, în fața lui. Ai 500 acolo, cum ne-a fost vorba. Iar casetofonul mai mult de 1500, nici să lung cu aur. Am... Bună ziua! Ia te uite, deschide stălciu. Ți-am spus, mamă, să nu mai mă deranjez când sunt cu prietenii. Face capeaua ca pretext și, pormă, ce dracu, de câte ori să-ți spun? Iertați-mă, doamnă, sunt niște lucrușoare ale cumnatei mele. Decedându-i soțul, biata femeie, m-a rugat pe mine să intervin. Poate aveți niște prietene care să... Nu? Cine fură, fură mașini. Nici dracu nu mai furați motociclete și mai ales după bac. Eu te aștept aici. De ce? Tu chiar faci baie? Hai, fă și tu. Știi să înnoți? Ți-e frig. Păi atunci? Aoleu, costumul de baie. Nu l-am luat. Cum? Dacă n-am mai trecut pe la cămin. Păi ce n-ai spus? Ai zis repede și... Și la mare cu ce o să faci baie? Nu fac.
Și dacă l-aveai, făceai? Poate că făceam. Știi ce caldă e? Facem baie fără. Pe cum fără? Uite așa, fără. Tot e pustiu. N-are de cine să-ți fie rușine. Nu? Foarte rău, păcatul tău să fie. Da, dacă te jeniți de mine, poți să mă duc foarte frumos mai încolo. Să știi că o baie pe o lună ca asta nu se face în fiecare zi. Și dacă fac, pot conta pe cuvântul tău că nu te uiți? Ești copil pe cuvântul meu. Alo, Constanța. Constanța. Da, Igenescu, Constanța. Locotenent colonel Constantinescu. Cum, cum? Abru Dan Valeriu. Arsenescu? Domnul Dinu. Bineînțeles, cunoștință veche de-a noastră. La Brașov? Știu, e dat în urmărire generală. Da. Foarte posibil. De ce plânge acum? Acum să ochești o proastă, să știi. De ce plângi, măi? Puteai să-mi spui. Dacă îmi spuneai pe cuvântul meu de onoare că nici nu te-a luat cu mine. Acum, judecă și tu. Ce rost mai are să pocești? Nu-i destul apă aici. Ne cheamă. Tu chiar n-ai mai fost la mare? Am fost bucureșteancă, la doi pași, și să nu mai fi fost la mare. Nu sunt din București. Dar de unde? Din Târgoviște. Păi, nu mi-ai spus tu că ești la școală de ospătare? Ba, da, dar sunt din Târgoviște. E ceva mai interesant de văzut în apa aia acolo? La Vadul Oiei e un pod mare, autostradă. Nu-ți mai pierzi timpul cu bacul. Mi-ai spus. La anul pe acolo venim. Mare figură ești, mă. Auzi, să știi că ești. Dacă aude directoarea căminului, mă dă afară! Ce se audă? Că am fost așa la mare. Adică cum? Așa, cu băia străin. Aiurea străin. Constanța 2, Constanța 2, 155. Au trecut acum pe lângă mine. Întorc și prea urmărirea spre Constanța. Terminat. Să trăiți. Ordonați. Ia loc, te rog, Nicula. Iartă-mă că te-am trezit așa de dimineață, dar ceva foarte interesant pentru tine de la IGM.
Azi noapte am crezut că e o simplă presupunere, dar uite ce am primit acum de la Călăraș. Merge la Mamaia să se întâlnească cu niște suedezi. Arsenescu. Dacă îl ținem sub ochi, s-ar putea să dăm și de Arsenescu pe aici, pe aproape. Ală, da. Da, Irimescule. Da, l-am chemat pe capitanul Nicolae de la judiciar. Pentru că nu i-a scăpat Arsenescu anul trecut în povestea cu suedezii. Exact, n-am avut probe. Garantez eu că acum... am preluat urmărirea. Câte condamnări are Arsenescu la activ? 3. Da, mi-a spus acum Nicola. E, de data asta nu ne mai scapă. E regulă. Permiteți? Nicula, am nevoie de dosarul Dinu Arsenescu. Ce-i Nicula? Câți ani are Puștiu? La Mamaia sunt vapoare! Ce? Vapoare! Ce? Vapoare! Sunt Constanța 2. Motocicleta a ajuns la faleză lângă port. O supraveghează 223. Răspundeți dacă sunteți pe recepție. Am înțeles, intrăm în acțiune. Vine ziua să coboare din cumentălar. Vine preluăm urmărirea. Lăsați-ne singuri. Atenție, echipajele Mamaia. Țineți legătura cu noi. Echipajele Mamaia, atenție la cele două intrări. Vă anunță 431 dacă vine motocicleta. Să nu observe că sunt urmăriți. Stați pe recepție, legătura cu 431. În ce limbă scrie? Grecești. Pietre de mărunt, cu 2000 de ani. Știi să citești? Vezi că e tradus jos. Kiril, fiul lui Hermogene, copil adoptiv al lui Fabian, acesta era ca înfățișare, dar s-a amestecat cu morții. Să trăiești, trecătorule. Ia uzi aici.
Bezi îmi era numele, dar mi se zicea și Cizianu. Am fost arhonte. Ce e aia, arhonte? Un fel de șef. La vârsta de 50 de ani, ajungând la capătul vieții, am murit așa cum trebuie să sosească tuturora sorocul. Trăiau puțin. Atât se trăia pe atunci. Dragii mei, mi-am plătit soarta. Dragii mei, mi-am plătit soarta și mi-a fost scrisă înainte de a ajunge la vârsta maturității și a intra în rândul bărbaților. Bucură-te, trecătorule, și fii sănătos, mai ales pentru ceilalți. Hai să mergem. De ce? Nu mai place aici. Să-ți vând o pontă, Vali. Am să fac în conjurul lumii și am să scriu o carte grozavă. Păi, Camila, că se poartă. De ce să nu faci? Adu-ți aminte că în liceu vrei și tu. Și tu, și Fani, și Manciu. Dar eu am să fiu consecvent. Am să fac ocolul lumii și încă cu barca. Visle, aleală, tot ce trebuie. Trec prin Dardanele, pe urmă prin Bosfor și apoi Oceam. Nu-mi trebuie decât o barcă de cauciuc cu bordajul mai înalt. Așa. Nu crezi? Nu crezi că costă? Dar știi cum am să fac de bani? Cum? Sticle goale. Dau un anunț la ziar. Cine vrea să mă ajute să-mi trimite două sticle goale? Atât. Două sticle goale. Eu le vând. Un leu sticla. 50.000 de sticle, 50.000 de lei. Ești naiv, mă. Bă, Camila, mă, tot așa ai rămas. Zău că se poate. Zău că da, vale. Aș accepta să mergem împreună, dacă vrei. Tu ai imaginație, ești deștept, ai papagal. Știi englezește. Ai putere de convingere, Vali. Mi-ai putea fi util. Vici și ție aș putea să-ți fiu util, mă? Ale în vasă de marinar, zexe. Ale în bombar. Ale în bombar, tot cu o barcă de cauciuc. De ce râzi, Vali? Auzi o simplă barcă de cauciuc. Chiar dacă a murit, a putut dovedi. Când mă întorc, sunt celelalte. Hai, mă rog. Mă rog. În sănătatea vacanței de zi. A mea și-a ta. În ce cartier stai? La București? În Balta Alba. A, la blocuri. Etajul 10. De fapt, e apartamentul lui unchiului, dar ne-l-a dat nouă când ne-am mutat în București. Mi l-a dat pe gratis. Mare noroc, că și așa am avut niște cheltuieli. Noi am venit de la Brașov. Asta cu 4 ani. Când am intrat la facultate. Stai cu părinții, da? Cu mama. Uite. Și sora ta? Nu. S-a măritat. Acum un an. Și tata? Păi, propriu zis, nu mai am. Au divorțat acum 13. S-a întors la el la Brașov. Are un copil cu nevasta de-a doua. Mama ta e femeie foarte bună. Nu-i așa? Așa cred eu. De unde până unde? Știi, Vali? Eu n-am părinți. Cum adică? Eu am fost găsită. Și crescută la leagă. Unde? La căminul de copii de Târgoviște. Ți-ar fi rușine cu mine. Da? Ce rușine? Păi între noi sunt diferențe așa de mari. Tu ești inginer. Eu. Și în București ai la cămin? Căminul Comerțului. Dacă mergi la stadion, treci pe lângă mine. Dom'le, nu vă supărați, pot să stau câteva clipe? Avem o vorbă. Am de vânzare, domnule, pleașcă aproape gratis. Și am de toate, tot felul convenabil. Hm.
Când eram mic, voiam să mă fac marinar. Și de ce nu te-ai făcut? Am crescut mare. Hai la plajă. Că de-aia am venit la mare. Cu ce? Cum cu ce? Păi dacă n-am costum de baie. Mergem la schitul. Unde? La schitul, lângă Costinești. Într-o jumătate de oră suntem acolo. Acolo poți să faci baie fără costum. Acolo trebuie să fie pustiu de tot pe acolo. Știu eu un loc. L-am botezat capătul lui. Tome, nu vă supărați, zău, că viața e scurtă. Dar să zic că e ieftin. Că sunteți tineri, viitorul patriei. Ce? Uite, domnișoară, soarele. Arde. Strică ochii. Nu, nu. Italieni? Trei poli, gratis. Polul nord, polul sud și ce polul băiatul. Că aduce marinarii, marinarii din Italia. Peșest? Italia. Doi poli. Dă-i. Ai dumitare să fie polul nord și polul sud. Alea că e simpatic. Dai și o bere? Un pol. Nu se potrivește bine, că e gratis. Să moară mama. A voi. A mea de marinar. Așa. Domne, am și atlantice. Ceasuri? Crozave originale. Pe aduce marinarii din Elveția. Peste munți. Și peste voi. 500 pe discuție. Dar mă duc până la mama aia să aduc. Dacă e unul, mă duc să-l aduc acum. Că e acolo, face plajă. Ceasul. Da, ceasul. Extraplat la soare. Lasă că-mi fie o diseară la mama aia. Safe. Întreb la melodii de mine, domnul George. Toți mă știe. Da, cu 100 avans. Aiure. Diseară pe discuție. Dumnezeu să vii. Vin. Hai, du-du. Hai, du-du. Mai lasă-mi cu oglinda aia, că să-l orbești. Foarte bine, ce să-l vadă el, că are un acvariu prea mic. Iar-i bă. Exact ca un ticălos. Și te-am rugat. Dar da, nu-s băiat rău, totuși. Ce băiat bun ai fi tu, Vale, dacă... Hă? Dacă e lăsat naibii de vagabonzi, că tot Brașovul vă știe de haimanana. Ce-a trebuit să pleci de la fabrică, poți să-mi spui? Și de acasă o să pleca! Constanța, Camere 3-1, sunt Constanța 2. Ascult, unde sunteți? Am trecut de Eforie Nord, îi urmărim, sunt în fața noastră. Ați avut dreptate, nu sunt suedești la Mamaia, în schimb sunt două grupuri la Neptun. Probabil acolo merge. Perfect, mulțumesc. Mie să nu îl sperie echipajele de la circulație, mai bine să iasă de pe traseu. Dar credeți că așa e bine? Să reintre rapid echipajele de la circulație. Santele. Să nu îl scape din ochi la Olimp până venim noi, mă rog. Olimp, Neptun, Venus, Mangalia, Nord. Ați auzit ce spune 431? Recepționat. Neptun 37. Acolo-i satul? În partea aia e tabăra studențească și după ea e plaja de la Schitu. Ți-a spus că o să fie vreme frumoasă? Vali, dacă acolo e o plajă și sunt oameni... Să vă 10 plăci cât palma e aproape pustiu. Vine așa cât un soț cu soția lui care vor mare și soare și liniște. O să presupună lumea că suntem soț și soție. Ai putea să presupui și tu? Patru, trei, unu. Sunt doi, doi, trei.
431, ascult. Dacă ați reparat pana, grăbiți-l, că aici la Neptun n-a ajuns. Recepție. Mulțumesc. Aici. Ultima stație, coborârea. În locul ăsta ai mai fost, da? Anul trecut, ți-am mai spus. Cu iubita ta? Nu te dezbraci? Ți-e rușine? Frumos. A să zic că vă e rușine de soțul dumneavoastră. Nu. Cât e ceas? Douăsprezece și zece. 431, sunt Constanța 2. Unde sunteți? La Olimp. Ia uite la asta. A rămas chersit așa de un milion de ani. Lumea s-a dezvoltat inegal, tovarăș. Asta e. Știi cum suntem aici? Ca Adam și Eva. Nici ei nu erau căsătoriți, nu-i așa? Cum? Cu acte. Păi nu. N-aveau martori. Cine să semneze pentru ei? Nea Melcule, te așteaptă o sarcină grea. Știi să scrii? Să zic că arăta tip iremediabil pierdut. Nu, dar așa se spune. Cine, Alexe? Alexe, da? Pentru că el a intrat la facultate și eu nu. De asta? Nu zic, îmi place să vorbească lumea de mine, dar poate că unii ar trebui să-și mai păzească gura. Am să încep să pocnesc. Chiar dacă ți-e simpatic, Ioana, am să-l pocnesc. Să știi, Ioana, că eu nu glumesc deloc. O să-l pocnesc de n-o să se vadă. N-ai să-l pocnești. Ei, nu. A fost duminică pe la noi, cu un buchețoi mare de trandafiri. Și mi-a cerut mâna. Zo? Și ce părere are distinsa familie conferențială universitar doctor inginer Bunea? Mama declară sușitare că vrea să mă ferească de surprize. Păi, n-a vedea că sunt de afară. Nu la Alex se referă, ci la tine. Îmi pare rău, oare? Ioana? Ioana! Ce fel de cetate este? Nu-i cetate. Dar ce? Apartament. Eu nu ai zis că faci cetate. Am schimbat. Aici e WC-ul? Ba, aia. Aici e biroul tău. Aici. Am și o pereche albaștri acasă. Dar m-am gândit că la mare se port păștii.
Sunteți spiritual, dumneavoastră. Când erai mic, trebuie că erai și tare drăguț. Și acum nu mai sunt? Deloc. Alo, pe unul Vali, nu l-ați văzut pe aici? Te-ai trezit? Știi că și eu adormisem? Dacă o fi trecut cineva și ne-a văzut așa. Aici? Dar știu că-s foritoașul Vali. Am dat capul, cred că am făcut insolație. Nu, ești obosit. Și apoi te-am acoperit cu plăvăr. Dă-mi și mie hainele, te rog. De când dorm? Scuze-mă, ți-am luat ceasul. De vreo 3 ore. Dar nu m-am plictisit, ză. Mi-am luat nisip. Și-am rupt ochelari. Cum? Am încercat să-i îndoi. Numai puțin, ză, și... Puc! Poftiți cafea dumneavoastră, vă rog. Mergem la Costinești, e o braserie acolo, se mănâncă bine și ieftin. La ce te uiți? După amiază totdeauna e așa. Numai toamnă. Septembrie. Încalță-te că sunt spini. Executare. Seara e mai liniștită. Ai obosit, Vali. Mă las în grijă, dar... Pot? Da, tu ai să ai grijă de mine, Vali. Adică cum? Prostuță. Nu ești prostuță. Dacă vrei să știi, aseară am plecat cu tine pentru că eu te cunosc de mult, de foarte de mult. Chiar așa seară la tunel. Ar fi fost de ajuns să-mi spui, am venit aici. Nici n-ai crede că ți-au venit și mi-au spus că ei sunt tu. Și le-am răspuns. Nu, nu sunteți el. El este... Cum? Mare și bun și adevărat. La Târgoviște am terminat 10 clase, dar cu 200 m-am înscris la Seran. O să fac liceu, poate și facultate. Îmi plăcea chimie. N-aș vrea să mă socos cândva mai puțin decât tine. Curios. Ce-i curios, Vali?
Nu ți se pare curios? Ce e curios, Vali? Adică ai vrea să fii soția mea? N-am ieșit în lume să te caut, Vali. Am ieșit să te găsesc. Vali! Bună seara! Ce vreau? Dacă nu mă prezinți tu, mă prezint eu. Mircea Manciu. Anișoara. Căutai o masă? A, nu, nu stau mult. Da. Ce-i cu tine pe aici îmbrăcat așa? Elegant ca un mort. Stau aici, pe în cameră. Dar ce mai e deschisă? Suntem vreo 300 la întâlnirea tinerilor inventatori, mă rog, simpozion în toată regula, cu invitați din străinătate, tot acum. Tocmai în seara asta avem banchet cu muzică, dans, n-avem fete. Suntem vreo 4 inventatori la o descoperire, nu veniți? Alo, băiatul, e invenția mea. Nu mai studia problemă. Și oricum în seara asta plecăm. Sunteți inventator? Eu sunt. Încă din liceu, dar numele la ziar, dar recunoaște că la matematică te tăiam întotdeauna. Este? Ce mai fac băieții? Gicu, Fane? Ai auzit că s-a însurat Fasole? Cum e vremea în Brașov? Nu știu. N-am mai fost de mult. Cum așa? Uite așa. Dacă totuși vreți să veniți în tabără, vă las o invitație de 2 persoane. Nu știu cum o fi haleala, dar au adus un vin de murfatlar. O minune. Să rămână. Servus. Uite așa a fost toată viața lui, un zăpăcit. Mă și mir cum a intrat la facultate. Am fost colegi de liceu. El stă în Brașov? Da. Am făcut și eu acolo un an. Adică am făcut o parte din liceu. Acum e student la electronică în București. Hai, mă, și noi în tabără la dans. I was very impressed by the beauty of your country and also by the excellent organization of this international conference of the young inventors. Am fost foarte impresionat de frumusețea patriei dumneavoastră, ca și de excelenta organizare a acestei consfătuiri internaționale a tinerilor inventatori. Este o mare plăcere, spune domnul Olafson, de a se afla pentru a 5-a oară, împreună cu dumneavoastră, la această sărbătoare a tinerilor. Domnul Olafson, s-a referit apoi la unele probleme ale asociației. Eu credeam că n-ai vrut să venim aici pentru că ți-era rușine cu mine. Cum așa? Păi aici, prieteni. Mai prostuță. Ești o prostuță, să știi. Nu, Vali. Nu mai sunt așa. Respectiv câte un premiu pentru Ion Alexe, Florin Gherinescu și Ana Baciu. Iar 3 medalii au fost acordate tânărului student bucureștean Mircea Manciu. Mircea Manciu, yeah. He is extraordinary. Yeah. Formidabil. Domnul Olafson a făcut propunerea ca la viitoarea consfătuire internațională Mircea Manciu să facă parte dintre secretarii acestei asociații internaționale a tinerilor inventatori. Yeah, right. Bravo, Romania! Mulțumesc!
cum ar fi așteptat suedezii, dar li s-ar fi lungit urechile. Păi hai să ne dăm un telefon. Nu, nu se poate. Să afle că am fost pe litoral și n-am trecut pe la ei. Și când voi ajunge eu la Stockholm? Când pleci, Vali? Ce e, Vali? Știi ceva? Hai să nu mai mergem cu motocicletă. Cum adică? O lăsăm aici. Zic că mi-a furat-o. O să o găsesc în miliția și o să mi-o aduc acasă. Mai mi-a adus-o odată. Cum o să spui așa o minciună, Vali? Ce vrei, ți-a făcut și ție de literară, a? Ori vin ca să-ți apun ăla, ori ca orice altcineva. Bine, mă, bine. Ce faci a vrut, Dani? Sergiu. Ce-a vrut? Nu știu, mă fi confundat. Ce mai ai până secție? Ce să fie? Ca mai aici. Vrei să te întorci la uzină? Ne-am rectificat toată. Dacă te întorci, îți termini și calificat. Eu nu mă întorc niciodată. Am să dau din nou la facultate și am să intru. Mm-hmm. Ce să caut eu la fabrică? Succes. Da, da. De ce ai oprit? Ce să mai mergem la Mamaia? La urma urmii să găsim un bar deschis. Ce mi-e Mamaia, ce mi-e eforie? Că ai vrut să întâlnești pe suedezi. La ora asta... Vraja mări. E chiar pe plajă, nu? Cât e? Unul și un sfert. Mâine la câte trebuie să fii? Astăzi. Astăzi? La câte? Păi acu' e totul. După masă. O să dormim pe aici, la Eforie. Te simți bine? Mhm. Și eu. Asta e important. Noroc și fericire în viața personală, dragă. De cine a lăsat motocicleta la parcare? Asta nu cred că era Rova. Rova. Vali, câte direți am aici? Trei. Și crezi că m-am pilit? Și n-ai va bea oia acolo de râd atâta? Whisky. Gin. Whisky, Paris? Auzi, măi, Iepuraș, ce-ai servit la masă? Whisky. Doriți? Doriți? Ți-am spus că nu, nu. Și ce te-am întrebat eu cât costă? Thank you.
însă ce scrie aici e mie, prietenul sau dumneavoastră. Subsemnatul, iar lucrurile rezultate din furtul comis în mașină, un casetofon și un aparat de fotografiat, o scurtă de scai și un radio portativ, le-am dus în acea seară la Bogdan Valeriu, strada Dandului 3, ca să le păstreze, că mi-era frică să nu fiu prins cu ele asupra mea și apoi să le vândă el. Adică dumneavoastră. Nu-i adevărat, eu nici măcar nu eram în Brașov și ați văzut, la mine acasă nu s-a găsit nimic. Uite, băiatul, să zicem că e așa posibil. De asta n-ai fost reținut și tu. Dar să știi că dacă la proces reiese că ai fost și că altfel stau lucrurile... Am să dovedesc că n-am fost în Brașov. Luni dimineața la 8 te prezinți din nou la mine. Să n-avem vorbe, da? Nu mă credeți. Cum o să te credem? În ziua de 28 august ai plătit 2000 de lei din datoria contractului de calificare la Metro. De unde ai avut bani? Tu nu mai lucrezi în ianuarie. Te-a dat mama. Te-a dat mama. Și mai bine așa. Și hai bui? Și cu datorii la uzină? De ce nu te intru asta lucru? Vreau să mă prezint la facultate. Asta cere timp de pregătire, nu poți să te duci oricum. Te-ai mai prezentat? Nu. Nici de încadrat în altă parte nu te-ai mai încadrat. Și? E mai plăcut așa? Să bați cabane? Mare. Care mare? Nici n-am fost la mare anul ăsta. Dar-ți place mare, nu-i așa? Și mie. Și lui fiii mei îi place. Cam un băiat de vârstă ta, să știi. În fiecare an se duce la mare, dar nu prea bani de la mine. Strânge bani din câștigul lui. În fiecare lună pune câte 100 deoparte, să aibă la concediu. Iar ție trebuie să-ți plătească mai la contractor ziliat. Să-ți dea bani de cheltuială, de mâncare, de poker. Prost. Tovarăși mare. Vă lăsați tărâți în mocilă de un ticălos. Ce ticălos? Nu știu despre cine vorbiți. Da, ce să mai. Luni dimineața la 8, o prezență aici. Vali, te rău. Vali. Eu mi-am mai pomenit de bine. Bine. Dacă punem cap la cap, ce știm și cât știm, îți dai seama de că n-am mai dormit băiatul ăsta. Poate doarme pe aici, pe undeva. Dar dumneavoastră, de când ați mai dormit? Trebuie să-l găsim. Uită-te ce mică-i lume. Bună seara, bonsoir, am întârziat un pic. Am avut o pană, pe geantă am venit până aici. Ce faci, mă? Da, am fost... Bonsoir, domn George! E, acum... Nu mă recunoști. Uite, domnul George. Polul nord, polul sud. Poate nu-i el. Poate seamănă. Hai, cum nu-i el? Pardon. Hai, domn George, da Atlanticul. Băiețică, dacă vrei să te răcorești, ce-ți trebuie Atlanticul? Ai Marea Neagră cu olea, ha? Vrea el să facă baie. Vă atrag atenția că din și consumatori care au venit să se simtă bine. Dacă nu cunoașteți, vă rog foarte calm să nu faceți scandal. E bine că eu cunosc pe tipul ăsta. Eu atât am vrut să vă atrag atenția. Hai să mergem, Vali. Pentru mine, Vali, te rog.
Vine toamna, domnule Ivane, da? Uite că noapte deja răcoare. Aici la Brașov, una, două, se face dimineață. N-ai bani, zici că ce-ți lipsești. Ai putea câștiga foarte mult. Asta! Visându-te. Ce fel de treabă? Ți-am spus. Pentru un băiat foarte inteligent. Ia la venit ăsta. Să mă opresc, e bun simț. Ia te. Pe mine mă cheamă Manciu. Și Josh. Da, pe numele. Gică, îmi pare bine. Da. Hai, da. Domnule. Unde a rămas? Sincer. Josh la Josh nu scoate ochii. Eu sunt un inginer, inventator. Da, voi. Vali. Lasă-mă. Lasă-l, domnișoară, să vorbească, că e simpatic. Are texte, băiat. Hai, domnișoară. Am texte. Adică, ce vreți aici, whisky? Câte, una, două, trei? Cinci. Câte rânduri? Patru. Cinci ori patru, 20. Corect? Corect. Vreo 2000 și ceva cu igre și pui. Și ceva? Aha. De cine plătești? Eu. E ziua mea. Băi și tu. Nu zic la mulți ani că ai... ai cheltuit prea mult. Aici o mașină, spune drept. Cheltuiești? Dar ce cheltuiește banii tăi? George, cheltuiește banii mei. Are și mașină, măcar. Și știi de unde? Ochelari. Doi poli. Nord, sud. Eu recunosc că sunt un porc. Dar recunoaște că și tu ești alt porc. Lăsați-mă să trec! Vrei să-ți ridici? Să-mi spui dacă nu poți. Probabil că te doare capul. Au bătut, da? Au ce zic? Tu ai început. L-ai lovit pe ospătar. Bucură-te că n-au chemat bine. Thank you.
ocean. Se scârbă de mine, da. Perfect. Pare rău. A fost frumos. Atunci, mă bucur. Oricum trebuie să spun ceva, ori aici, ori la București, în loc de final. Preferam la București. Mi-ai spus, Vali. Ce-ai spus? Cam tot. Că nu ești din București. Că nu ești student. Nici n-ai fost niciodată. Că te așteaptă o fată. Ioana, nu? Și povestea cu mașina? Ia uite-te ce-am putut să spun. Totuși mi-a luat la mare. N-am mai fost. Plângi? Nu, de ce? Atâta că nu înțeleg de ce. Ce? Asta. Ce asta? De ce m-ai mințit? De ce a trebuit să minți? Fiecare zi ne batem joc de păsări, de iubire și de mare. Și nu băgăm de seamă. Nu mai avem benzină și nici bani. Parcă ziceai că mai ai tu 15 lei. Aia îmi trebuie, îmi pare rău. Drum bun, Vali. Amăgește-le mea unui vis pe care l-anulăm o șovăie. Ne reculegem într-un cerc închis ce nu permite ochilor. Anișoara! 431, 431, sunt Constanța, doi, întrerupeți misiunea. 431, sunt, n-am înțeles, să repetați. Doar și lent colonel, dă încetarea misiunii. Arsenescu nu-i pe litoral, a fost reținut acum câteva ore la Cluj. Întoarceți-vă la Constanța. Când apare motocicleta, o să rețin echipajele de la circulație. Constanța 2, Constanța 2, sunt 431. Atenție! Am găsit urma motocicletei. A plecat probabil spre Mamaia. Da, Mamaia. Să fie reținut imediat cu mare atenție. A consumat alcool. Recepție. Vorbiți cu tovarășul comandant. Recepție. Da, Constanța 2? Tovarășul comandant, aveți legătura. Dove volete andare? A Bucareste, sì? Vieni con noi a Bucareste, signorina. Vieni con noi, signorina. Ma un posto libero, lui. Ce l'hai con il contadino, eh? Ecco. Ciao. Auguri, Fortunato. Arrivederci.
Altfel nu oprei? A rămas ceasul la mine. Iar la ora asta mă așteptau suedezii. Crezi? Să nu crezi. Să nu mai crezi. Nu mă aștepta nici dracu. Știi ce spunea maică-mea cu câteva zile? Că am devenit un fel de animal. Mănânc, beau, dorm. Fac scandaluri, joc cărți. Îmi fac de cap și fel de fel de chestii de genul ăsta. Adică un fel de animal. Are dreptate. Așa o fi. Odată tot trebuie să înceapă altceva. Adică să pun capăt. Și pentru că am știut asta dintotdeauna, refuz să cred că sunt un animal. Sau nu un animal, pur și simplu. Voi fi fost beat, dar nu ți-am spus tot. De ce, Vali? Ce? Așa. Tu, adică. Chiar dacă nu mi-ai spus tot. Aia e că nu știi întotdeauna cât contează o zi. E, la o zi. Zecimea de secundă în care trebuie să te înscrii în coridor. Ce coridor, Vali? Povestea cu racheta în cosmos. E o chestie tehnică. Racheta merge ce merge. Și într-o zi trebuie să se întoarcă acasă. În cosmos, acolo, poate fi condusă și de pe pământ. Dar vine alta, e o clipă, la întoarcere. Când băieții trebuie să pună mâna pe manetă. Asta nu se mai poate delegita. Și racheta vine de acolo, de sus, cu viteza aia formidabilă și trebuie să intre într-un coridor de câțiva prăpătiți de kilometri. Altfel sau arde când dă de aer, sau se duce noi prin cosmos, în soare, în nimic. N-ai auzit de chestia asta? Ba da. S-a dat și la televizor. Când mergi spre lună. Când se întorc. Ei, vezi? Eu n-am nimerit coridorul. Am apăsat prea târziu pe manetă. Atât aș vrea să știi. Dacă eu și-i fost ăla care te-a mințit că sunt, nu mi-ar fi fost niciodată rușine cu tine. Niciodată. Și acum dacă vrei stau cu tine până te iau o mașină. Vorbesc eu. Vali! 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 Ce face ăla, bre, dansează? Doarme neastelică, să știi că... Păi cum, Doamne, iartă-mă să doarmă, păi ce-și mai ține echilibru? Las că știu eu ce spun neastelică, e prea dreaptă șoseaua, să știi că... Întoarceți la bază. De acum încolo e treaba circulației. Vreau neapărat să-l ajung în starea în care este. Nu poate continua drumul. Dacă mai poți să-l ajungi. Uite cum își arăți soarele. Arde. Strică ochii. Bezis îmi era numele. Mă, mie să spui ce-i bățicățat, doar nu te vezi, auzi? Nenorocitule. Dacă e lăsat naibii de vagabonzi, că tot Brașovul vă spune. Bezis îmi era numele. Îmi spuneau și Cizianul.
Am fost arhon de demnitate în patria mea, dar m-am amestecat cu morții, să trăiești, trecătorule. Îmi spuneau și Cizianul, am fost arhon de... N-am ieșit în lume să te caut, Vali. Bezis îmi era numele. Constanța 2, Constanța 2, chem dispeceratul. Da, Constanța 2. Constanța 2, Constanța 2, sunt 431. Da, 431. Nicula, am găsit motocicleta. I-ați ajuns? Nu, accident. Unde? În ce loc? La kilometru 134. Ce accident? Foarte grav. Au ieșit din șosea și... Să trimitem salvarea, sunt răniți? Nu trimiteți salvarea, nu mai e cazul. De ce? Nu mai e cazul. Am sosit prea târziu. Am ajuns prea târziu. Doar își căptam Necula. Vine acolo 226. Da, Constanța 2, mulțumesc. A și sosit. Septembrie. Septembrie gri. Când mâna e întinsă, nu întoarce privire, dincolo-i hăul, nemărcinire. Septembrie gri.